Precizarea care aș vrea să o fac încă este că RMN-ul, să zicem, este cea mai performantă investigație pentru o articulație, coloană, șol, genunchi și așa mai departe, punct și așa mai departe. Iar ecografia față de bătrâna, vechea și inestimabilă radiografiei. Deci așa. Ecografia în comparație cu radiografia, ecografia ne evaluează părțile moi, ligamente, meniscuri și așa mai departe, ceea ce este un beneficiu. Radiografia se duce numai pe os. Am înțeles. Da? Bun. Deci e nevoie de tot acest întreg pachet de investigații pentru determinarea acestor afecțiuni. Vorbeam în alte emisiuni, ceea ce spuneați adineauri de tinerii care stau în fața ecranelor, a monitoarelor și multul timp petrecut pe scaune cu ochii ațintiți în aceste ecrane, afectează structura, da, coloana și așa mai departe. Și îmi spuneați în alte emisiuni că, din păcate, în cabinetele de reumatologie, de boli reumatice, de boli osteoarticulare, pășesc tot mai mulți tineri. Ce o să se întâmple, doamna profesor doctor, în contextul în care marea majoritate lucrăm foarte mult din șezut, de pe scaune, nu prea mai facem sport, sedentarismul cam e așa, cam la peste prima tot, mână, știți? Da. La ce să ne așteptăm? La ce să ne așteptăm dacă nu se iau măsurile corespunzătoare, preventive, și dacă tineretul, mă refer în special la el, nu înțelege că munca aceasta statică, încordată, cu foarte multă atenție la calculator, nu se desfășoară sub anumite principii, artroza se va instala nu după 40 de ani, ci după 30 de ani. Iar artroza și de coloană și de celelalte articulații, fiindcă și genunchiul și șoldul suferă în poziția șezândă de la calculator. Stau în flexie, nu le place nici statica, deci da, imobilizarea, nici flexia. Deci cartilajul nu se hrănește. Nu mai zic coloana, care suportă greutăți și imobilități. Și deci va veni artroza cât se poate de repede. Și așa cum spuneam, nu trebuie să vedem artroza, numai leziunea pe coloană, ci leziunea pe nervi. Pentru că aceștia vor suferi, deci toate elementele radiculare, toate rădăcinile nervilor pentru membru superior de la coloana cervicală și membru inferior de la coloana lombară vor avea de suferit. De asemenea, știm că anumite afecțiuni osteoarticulare sunt legate și de tulburări hormonale. Da, sigur că da. Deci, ca o notă generală, hormonii ne gestionează. Da. Și numai echilibru ne dă echilibru mental, al stării de sănătate, al cordului și al celorlalte, exact. Pentru că așa e creat organismul nostru. Sistemul endocrin și sistemul imun acționează asupra întregului organism. Și atunci tot la stres venim. Cine vine cu dezechilibru, cel mai important din punct de vedere al hormonilor, este sigur stresul. Deci, puțin mai mult îngăduință pentru acest organism al nostru, să nu dăm peste cap la cea mai mică neplăcere, la cea mai mică supărare da, și așa mai departe. Eu am un gând așa, că un singur lucru este neremediabil în viața noastră. Așa este. Restul, așa este. Toate au condiții uneori chiar mai bune de
refacere, remediere și așa mai departe. Și dacă am auzit o vorbă importantă, așa cum ați spus și noastră acum un lucru foarte frumos, mama mea îmi spunea la un moment dat, zice, Irina, orice lucru are în viața asta o rezolvare. Da. Mai devreme sau mai târziu, da, orice lucru are o rezolvare. Absolut. Așa că să lăsăm un pic stresul deoparte. Absolut, și gândirea să acționeze, mm-hmm, și timpul ușor să acționeze. Asta nu înseamnă să părăsim, eu știu, activități, probleme importante. Dar să le tratăm așa, mai cu... mai cu multă gândire, mai cu multă dorință de rezolvare, mai cu multă îngăduință față de tot ceea ce ni se întâmplă. Vă mai întrebam într-o altă emisiune și mi-am reamintit. Care dintre cele două categorii sunt mai afectate de aceste afecțiuni osteoarticulare? Bărbații sau femeile, doamna profesor doctor? Sub acest raport al sexului, al genului feminin sau masculin, da, fiecare are particularitățile lui. Așa. De exemplu, bolile inflamatorii, bolile imune, artritele, sunt mai cu precădere la sexul feminin. Mm-hmm. Bolile artrozice pentru genunchi, de exemplu, vin tot mai puternic pentru sexul feminin. Pentru coloană vin la sexul masculin. Da. Deci e greu să facem o clasificare și să luăm în atenție permanent ceea ce am spus și am subliniat anterior, echilibru în tot ceea ce facem. Activitate profesională, activitate casnică, sport și așa mai departe. Bun. Acum, pentru că tot am discutat de faptul că sunt afectați și tinerii și tot mai mulți tineri se plâng de dureri osteoarticulare și recunosc că și în cercul meu de prieteni sunt mulți care se plâng de dureri. Acum, vorbeam într-o altă emisiune de faptul că femeile, doamnele, sunt afectate de osteoporoză după perioada instalării menopauzei. Ce ar trebui să știm? Cum putem preveni această osteoporoză? Și de asemenea, ceea ce mi se pare interesant este faptul că nu toate femeile ajung să sufere de osteoporoză, deși au intrat la menopauză. Da. Deci, răspunsul este următor. În primul rând, doamnele plinuțe, așa, doamnele grăsuțe, nu fac atât de frecvent osteoporoză, pentru că cercetătorii au spus, există o secreție de hormoni feminini la nivelul țesutului adipos. Asta ca o notă informativă. Căderea masei osoase, deci a conținutului mineral osos, la doamne se datorează căderii hormonilor feminini. Așa. La menopauză. Hormoni care au o protecție deosebită pentru os, adică îi asigură pe toată perioada existenței menstruației, asimilarea de către organism și deci la nivelul osului a elementelor necesare, în special a calciului, dar și a altora. Da.